Autopsia unui suflet, partea a doua, și tema de astăzi se intitulează Dumnezeu, prietenul lui Cain. Autopsia nu mai folosește omului care a fost bolnav și acum e mort, dar folosește celui care este acum bolnav și încă nu a murit. Adică tot ce a fost scris în Scriptură pe tema aceasta, în registrul acesta, este de folos să învețe, să mustre, să îndrepte. Studenții învață din autopsie și cunoștințele căpătate acolo sunt aplicate apoi celor care suferă de aceleași maladii. Aici este domeniul sufletului. Și în autopsia unui suflet urmărim clasa aceasta de oameni prezentați în Scriptură care au avut un mod de viață negativ. Și vrem să vedem din cuvântul lui Dumnezeu de unde a venit acest negativ în viața lor. Dumnezeu nu lucrează cu magicul, ci toate lucrurile care sunt au o cauză rațională, au o explicație înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu avem o anume explicație și dacă o explicație nu este suficientă, ea nu e legată de Dumnezeu, e legată de limitele noastre. Astfel că astăzi vom constata câteva lucruri într-adevăr surprinzătoare și mulțumim lui Dumnezeu că prin harul lui Duhul Său cel Sfânt ne călăuzește în acest adevăr de fiecare dată un pas mai aproape de adevăr. Dumnezeu era prietenul lui Cain, dar Cain nu era prietenul lui Dumnezeu și lucrul acesta trebuie ținut bine minte și trebuie păstrat în atenția noastră permanent, fiindcă tot ce facem izvorăște din gândul nostru despre Dumnezeu și se întoarce înapoi cu binecuvântare sau cu blestem împotriva sau pentru sau contra ființei noastre. Este un cerc în care funcționăm noi. Respingerea prieteniei cu Dumnezeu este cel mai adânc rău pe care o ființă umană îl poate face propriei lui vieți. Este cea mai adâncă ură față de propria viață. Nu poți să faci un rău mai mare decât să respingi prietenia lui Dumnezeu. Las deschis lucrul acesta pentru că el e trăit de noi de fiecare dată și respingerea prieteniei lui Dumnezeu nu lasă loc la alternative. Biblia spune, nu rămâne o altă prietenie, o altă jertfă pentru păcat. Nu rămâne păcatul, dar nu o altă jertfă pentru păcat. Adesea pierdem din vedere faptul că fiecare aspect pozitiv și bun al cuvântului lui Dumnezeu are un revers al medaliei. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Acesta este un aspect, dar uităm că atunci când nu facem spre slava lui Dumnezeu, în momentul acela facem spre rău aceste lucruri despre care se vorbește. Ele nu rămân neutre, nu există această zonă gri care este adesea o capcană, o momeală groaznică pentru cineva, gândind că este neutru. Nu există neutralitate în problema aceasta. Poate vom fi surprinși când ne vom da seama că, de fapt, Cain nu avea nimic împotriva lui Abel. Nu, era fratele lui, el era fratele mai mare, Abel era fratele lui mai mic și era ascultător de el. Totdeauna fratele mai mare iubește pe fratele mai mic. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat a doua zi după ce au părăsit Edenul, fiindcă ei sunt prezentați deja acum ca fiind unul lucrător al pământului și celălalt păstor. Nu poate să se întâmple lucrul ăsta a doua zi, a necesitat o perioadă lungă. Și în timpul acesta ei au trăit în pace, până când Cain a ajuns plugar, până când Abel a ajuns păstor, a curs multă apă pe Dunăre și ei au trăit în bune relații, dovadă că niciodată nu se raportează vreun incident între ei doi. Problema însă apare în momentul în care fratele mai mare merge la biserică și fratele mai mic îl urmează în credință.
El întotdeauna are, îl privește cu respect pe fratele lui mai mare și îl ascultă ca pe un părinte. Și eu sunt fratele mai mare în familie la noi și de fiecare dată când pregătesc un cuvânt mă gândesc și la familia în care am crescut și sunt parte și aceasta este cu fratele mai mare. Cain este fratele mai mare, Abel îl ascultă întotdeauna și acum când Cain vine la biserică și aduce darul lui, imediat Abel urmează exemplu, aduce și el un dar. Totul normal până aici, absolut normal, până în clipa în care se constată prin ce mijloace vom mai vedea și vom completa lucrul ăsta, dar se constată că jertfa lui Abel este primită și jertfa lui Cain nu este primită. Cumva legat de fumul jertfei care se ridica drept sau dacă celălalt bătea vântul se nu mergea drept. Dar nu aici este problema, nu este legată de lucrul acesta, ci este legată de starea sufletească. Dumnezeu se adresează conștiinței întotdeauna. Și în conștiința lui Abel, lui Cain, el a simțit că jertfa lui nu este primită și în același timp Abel a simțit că Dumnezeu i-a primit jertfa. Deci s-a creat lucrul acesta. E, pentru prima dată apare diferența aceasta între frați. Și ea nu este legată de frați. Ea este legată de, în mintea lui Cain, este legată de Dumnezeu. Se ridică întrebarea dacă cineva este în vrăjmășie cu Dumnezeu. Dacă cineva respinge prietenia lui Dumnezeu. Întrebarea este, te-ai împăcat cu viața pe care o trăiești, te-ai împăcat cu trecutul tău, te-ai împăcat cu ce s-a întâmplat? Dacă nu, atunci lucrul acesta lucrează, cum scrie în Scripturi, asemenea gangrenei într-un corp și până la urmă infectează întreaga ființă. Și toată neîmpăcarea noastră cu trecutul se întoarce, se transformă în vrăjmășie cu Dumnezeu. De aceea Biblia apelează la noi, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu pentru a face o favoare lui Dumnezeu, nu de frica lui Dumnezeu, nu de frica unor consecințe sau unor situații, ci de dragul vieții tale. Să-ți iubești viața. Dacă cineva iubește viața, împăcați-vă cu Dumnezeu. În momentul acela, Cain este în această situație. El simte că Dumnezeu nu a primit jertfa lui și lucrul acesta e menit să producă în noi o anumită reacție. În fața oricărui lucru noi reacționăm într-un fel sau altul, răspundem, suntem pur și simplu provocați la un răspuns și Cain este așezat față în față cu realitatea și cu adevărul. Nu este un lucru care tulbură mai mult omul firesc decât adevărul. Este groaznic. Adevărul pentru el este groaznic. Ieri am citit, e un caz, nici nu vreau să-i dau numele, n-aș vrea să cineva să acceseze internetul, să-l găsească, dar cei care veți dori, veți putea. Este un tânăr de 20 de ani care spune părinților că merge la școală, la colegiu, că a luat examenul, că este în clasa de tehnic. După aceea le spune că este în practică, în rezidență la o firmă de asigurări. Dar când și când, și adică tot timpul are nevoie de bani de navetă, are nevoie de ajutor de un fel sau altul. Îi apar pe telefon texte ca și când vin de la școală. Pleacă dimineața de acasă ca și când merge la servici, dar de fapt totul era un neadevăr. Și se ajunge la momentul adevărului. Chiar îi scriam unui prieten în direcția aceasta aseară că adevărul nu poate fi mormântat, fiindcă a treia zi înviază. Nu se poate întâmpla așa ceva. E o problemă de timp până când adevărul, despre adevăr se va spune adevărul a înviat. A fost considerat mort, mormântul este închis, toată lumea se liniștește, dar nu se liniștește pentru că în cuge simt că urmează să întâmple ceva. Adevărul este la lumină, adică. Și cu fiecare zi care trece, cu fiecare persoană, adevărul este la lumină. Am întâlnit un grup de oameni în mijlocul căruia era cineva vinovat de o fără de lege cumplită
Și imediat ce am întâlnit acest grup de oameni, m-a privit în ochi foarte ciudat să vadă dacă știu sau nu lucrul acesta. Nu era rugăciunea mea pentru momentul acela să, în acea situație, să discutăm despre așa ceva, așa că mi-am arătat intenția și bunăvoința în direcția aceasta. Acum Cain este provocat literalmente de răspunsul lui Dumnezeu și are două posibilități. Ori se zmerește, ori se înrăiește. Așa, asta se întâmplă cu fiecare dintre noi atunci când suntem confruntați cu adevărul și mai ales adevărul despre noi. Este extrem de dureros în momentul în care apare o diferență groaznică între imaginea pe care o avem în public și realitatea despre noi. Este infernal, este groaznic. Acest tânăr despre care am vorbit ajunge să fie confruntat cu momentul adevărului și rezultatul este că împușcă amândoi părinții, tineri, plini de viață, părinți care l-au iubit, l-au crescut, l-au născut, îi împușcă pe amândoi, îi dezmembrează, îi cară undeva, arde bucăți într-un cămin pe care l-avea în casă, era vară, dar a ieșit foc pe acolo, fum. A ars, au găsit oase acolo, au găsit trupul mormântat dincolo. Și este o revoltă, o reacție teribilă în oameni când văd așa ceva și ei vorbesc despre faptul că omul acesta, cum a putut să-și urască părinții în felul ăsta? Nu a urât părinții omul ăsta, ci a iubit minciuna, neadevărul cu privire la el și a fost atât de tulburat de clipa adevărului, când s-a dovedit că niciodată n-a fost admis la colegiu, nu era în școală, deci nu era în clasă, niciodată n-a fost înregistrat, niciodată n-a fost la compania aceasta de asigurări, adevărul, adică a înviat. Și în clipa aceea, reacția lui, deci el se putea smeri înaintea lui Dumnezeu și a părinților lui să spună: sunt un mincinos, sunt un om fals, care am mers pe cărări false, ajutați-mă să mă îndrept. Dacă era momentul adevărului, este cea mai mare binecuvântare care poate veni peste cineva, deși firea pământească o percepe ca o nenorocire. Nu e deloc o nenorocire. Este un har ce nu s-a pomenit. Și în împrejurarea aceea, el a ales să-și omoare părinții, lucru care a zguduit întreaga lume, dar de fapt reacțiile oamenilor sunt greșit înțelese. Omul acesta nu avea nimic cu părinții lui. S-a și văzut în fotografii, în relațiile dinainte de lucrul acesta. Totul a mers extraordinar de bine. Omul acesta era un idolatru care se închina la neadevărul despre el. El vroia să păstreze imaginea aceasta, a respins total confruntarea cu adevărul. Cain este în această situație înaintea lui Dumnezeu și Cain modern, eu și cu tine, de fiecare dată când bunul Dumnezeu așează oglinda înaintea ochilor noștri, avem această, suntem la această bifurcație, fie ne smerim, fie ne înrăim. Este o situație groaznică să strigăm la Dumnezeu din suflet: Doamne, păzește-mă să mă înrăiesc atunci când Tu îmi vei preda mie adevărul. Este oare doctorul de vină pentru faptul că analizele au ieșit așa de groaznice și arată că de fapt ești pe pragul morții? Este vina doctorului aceasta? Nu cumva acesta e cel mai mare privilegiu care ți se poate face prin faptul că ai acces la adevărul despre tine? Nu cumva primul pas în salvarea ta și în restaurarea vieții și sănătății tale este cunoștința adevărului? Nu cumva acesta e primul pas? Nu cumva acesta e un dar, de fapt, e o binecuvântare? Nu cumva ar trebui să mulțumim pentru lucrul acesta, să ne închinăm lui Dumnezeu? Cain s-a întunecat. I s-a întunecat fața. Dragii mei, aș vrea să ne oprim o clipă în locul acesta, să reamintim ceea ce Scriptura spune. Diavolul este legat de problema credinței în Dumnezeu, ideea de diavol. Noi vorbim de vrăjitorii, de desfrâuri, de alte lucruri, acestea sunt roade. Pomul este împotrivitorul lui Dumnezeu, este împotriva lui Dumnezeu. Și situația care a apărut acum unește pe Cain cu diavolul. El, diavolul, a fost de la început mânat de înălțarea aceasta de sine,
Și Cain este rănit în același loc acum. Iuda ne spune că el ura pe fratele lui pentru că faptele lui erau mai bune decât el. Lucrul acesta ne face pe noi să ne întrebăm care e reacția noastră într-o situație de acest fel. Ne zmerim sau ne înrăim? Suntem într-adevăr oamenii lui Dumnezeu? Suntem deschiși la vindecarea și la chemarea pe care Dumnezeu ne adresează sau nu? În Evrei, capitolul 11, versetul 4, Biblia spune: prin credință Abel a adus lui Dumnezeu o astfel de jertfă. Nu e, aici a fost marea diferență. Cain vine înaintea lui Dumnezeu ca un producător, prin fapte este producător. Abel vine ca un om păcătos căzut, căutând salvarea și mântuirea. Cei doi care au mers la templu să se închine reprezintă aceste două clase, așa cum Mântuitorul nostru ne-a spus. Abel vine prin credința în Dumnezeu, în ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. Cain vine să-i arate lui Dumnezeu ce face el pentru Dumnezeu. Și spun în spiritul acesta: noi am prorocit în numele tău, am făcut minuni, semne în numele tău și așa mai departe, despre care vorbește Iisus, și cărora le răspunde: nu vă cunosc. Faptul că el aduce aceste roade, între care probabil că erau și fructe sau zarzavatul, legume, roadele pe care le produce prin plugăritul lui, cereale sau ceva de felul acesta, arată că el niciodată, de fapt, nu s-a împăcat cu ideea salvării sau a mântuirii. Generația noastră este deranjată de ideea de har. Ea nu are nevoie de har, e chiar jignită. E jignită când îi se spune de mila lui Dumnezeu. Vai de mine să aibă cineva milă de mine. Și nu, dar nu e nevoie de așa ceva. Omul este atot suficient. Este generația închinării la om. Religia omului este aceasta. El n-a învățat nimic din mii de ani de istorie, că de fapt acest lucru se întoarce împotriva sufletului lui. Și atunci Cain compară lucrurile, pe jertfa pe care a adus-o el, cu jertfa lui Abel, și trage concluzia că Abel este privit mai presus de el. Apare ideea competiției, în care Lucifer a spus: mă voi ridica mai presus. De acolo a apărut ideea aceasta cu mai presus. Și atunci Cain se întunecă împotriva lui Dumnezeu, care a arbitrat așa, a judecat așa, dar își varsă mânia și furia pe fratele lui, gândind că în acest fel va răni inima lui Dumnezeu. În adevăr, a produs rana pe care a dorit să o producă, dar aceasta nu l-a ajutat de niciun fel. A înțeles omul acesta? Înțelegem noi căile lui Dumnezeu? Înțelegem noi rostul durerii, suferinței, luptei în viață, pierderii, dezamăgirii? Înțelegem noi că aceste lucruri sunt spre vindecarea noastră? Înțelegem noi partea noastră de contribuție la aceste lucruri? Una din marile confuzii pe care le-a săvârșit Cain a fost aceea că în momentul în care Dumnezeu i-a spus: jertfa aceasta nu salvează și nu mântuiește pe nimeni, și a respins jertfa lui, în momentul acela Cain a înțeles că l-a respins pe el, l-a rănit în mândria lui care era acolo. Acest lucru produce mândria spirituală, în momentul în care, într-un fel sau altul, jertfa noastră nu este primită. Dar, iubiții mei, era în defavoarea lui Cain acest lucru? Sau era pentru el? De ce a spus Dumnezeu nu jertfei lui Cain? Pentru că nu-i plăcea de Cain? Pentru că îl iubea pe Abel mai mult? Sau rivalitatea aceea? De ce? Nu. Ci Dumnezeu îl iubea pe Cain. Dumnezeu era prietenul lui Cain și i-a spus pe această cale: uite, cu astfel de jertfă nu poți să scapi, nu poți să fii mântuit. Am citit că un comandant, înainte de lansarea unei companii de parașutiști, a verificat fiecare parașută în parte, pentru că fiecare parașutist trebuie să-și împacheteze, să-și verifice personal parașuta, și la un moment dat, tocmai comandantul companiei,
este dat la o parte, este izolat de către acest inspector și îi spune treci într-o parte, parașuta ta nu trece examenul. A fost atât de jignit, pentru că el tocmai fusese promovat comandant, a fost atât de jignit, de rănit în mândria lui, a plecat puțin mai încolo și a înjurat de Dumnezeu și de familia lui și de toate lucrurile acestea. Și după ce au plecat ceilalți, fiecare la locul lui, el l-a chemat pe acest comandant de companie și i-a spus, uite, felul cum parașuta aceasta este împachetată, înseamnă decret de moarte pentru tine, ești condamnat la moarte. În momentul când ai sărit și ai încercat să deschizi parașuta aceasta, nu se deschide pentru că legătura a fost făcută invers. Și niciodată nu se va deschide aceasta și vei veni jos spre nenorocirea ta. De aceea te-am oprit. Atunci a înțeles omul dacă era cazul sau nu era cazul să-l înjure pe acest inspector și să se comporte așa cum s-a comportat. Probabil că și-a adus aminte pe parcursul vieții că trăiește datorită faptului că la un moment dat cineva l-a oprit din calea lui. Și noi suntem foarte amărâți când nu ne reușesc unele treburi, când merg invers de cum ne așteptăm, când nu este observată sau recunoscută valoarea pe care ne imaginăm noi că o au lucrările sau faptele noastre sau atitudinile noastre și ne mâniem pe lucrul acesta. Produce un fel de amărăciune sufletească, în special în lipsa de recunoștință a unor oameni. Am auzit atâția oameni care au fost adânc răniți de lipsa de recunoștință a celor pe care i-a ajutat. Întrebarea este, am înțeles noi bine care e rostul acestor lucruri? Am înțeles noi bine la ce este bună această băutură amară? Greu de spus lucrul acesta. Iubiții mei, tendința firii noastre este să ne amărâm, să ne întunecăm, să ne împietrim, să ne mâniem și să ne înrăim. Dar dacă o luăm pe fir, vom observa că nu suntem înrăiți împotriva celui de lângă noi, ci împotriva celui care este deasupra noastră și cumva lucrurile merg în acest fel. Nu de întâietate are nevoie Cain. Nu. Nu de întâietate, nu de superioritate vis-a-vis de fratele lui, ci de mântuire, de salvare are nevoie Cain. De aceea Dumnezeu îi spune, uite, parașuta asta nu funcționează. Felul ăsta de jertfă nu funcționează. Dacă vii înaintea lui Dumnezeu ca un producător, produsele tale te vor pierde. Îți vei pierde viața. Din cauza că acest fel de jertfă, sau așa cum scrie epistola către evrei, fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Pentru că plata păcatului este moartea și atunci acest lucru, moartea trebuie întâmpinată cu moarte. Este un lucru pe care îl las deschis gândirii noastre. Dar Cain refuză să pătrundă adânc în înțelesul situației acesteia și rămâne superficial și ia lucrurile personale, este rănit, este jignit. Și se întoarce împotriva fratelui lui. Fratele lui este cu minte, îl iubește, este ascultător și când fratele mai mare îi spune să ieșim la câmp, el cu bucurie ascultă pe fratele mai mare. Nu știe și nu înțelege intenția fratelui mai mare, a lui Cain, pentru că el nu are astfel de intenție, el este un inocent. El niciodată nu a gândit rău împotriva fratelui său, cum și-ar putea imagina sau gândi că fratele lui gândește rău împotriva lui, așa cum spune Cartea Proverbelor, stai lângă aproapele tău pe scaun în biserică sau în familie și gândești rău împotriva acestei ființe. A ieșit la câmp și acolo s-a produs acea cumplită crimă cu care începe această parte a istoriei omenirii. Respingerea jertfei lui Cain a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată. Faptul că Dumnezeu a încercat să-l oprească din cursul acesta în care merge a fost un mare har, așa cum l-a oprit pe Pavel, pe Saul din Tars, așa cum ne-a oprit și pe noi de atâtea ori când nu ne-a reușit o problemă sau alta de care eram așa de atașați încât literalmente am fi vrut să mai degrabă să murim decât să nu reușim. Și ne întrebăm, bine, dar în dreptul lui Abel, ceea ce Dumnezeu simțea față de Cain nu corespundea cu ceea ce simțea Cain față de Dumnezeu. Cain îl dușmănea pe Dumnezeu, îl ura, niciodată nu s-a împăcat cu istoria Edenului. Dumnezeu îl iubea pe Cain.
Unde s-a văzut lucrul acesta? În decretul pe care l-a dat Dumnezeu cu privire la Cain, semnul lui Cain. A pus un semn asupra lui și a spus nimeni să nu se atingă de el. Acesta este lucrul pe care îl face Dumnezeu și cu privire la fiecare dintre noi. Și în toate aceste lucruri e o diferență uimitoare dacă citim firește sau citim duhovnicește istoria vieții noastre cu incidentele și problemele ei. Bunul Dumnezeu a pus acest semn asupra lui ca să-i arate că este prieten. Bunul Dumnezeu a pus un semn de protecție asupra vieții, de aceea suntem în viața astăzi. Nu cred că există un om care nu a trecut pe lângă moarte până în acest moment. Și sigur că lucrul acesta se întâmplă într-o anume zi și pe o anume cale. Dar Dumnezeu nu lasă să se întâmple acest lucru până când lucrurile nu devin clare în mintea noastră și până când nu luăm o hotărâre în lumină, eventual, sau împotriva luminii, până când în deplină cunoștință de cauză nu facem o alegere. Abel n-a murit. Abel trăiește, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin mărturia lui. Măcar că este mort, continuă să vorbească. Sângele lui continuă să vorbească asupra faptului că Dumnezeu primește cu bunăvoință credința în jertfa pe care el a adus-o pentru mântuirea și salvarea noastră. Aceasta este mărturia lui prin credință. Și el a primit de la Dumnezeu confirmarea că este plăcut lui Dumnezeu. Aceasta să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Și, Tată, venim înaintea Ta și Te rugăm fierbinte să ne dai totdeauna înțelesul lucrurilor. Ajută-ne să vedem inima Ta bună, intenția Ta față de noi, chiar în cele mai grele și respingătoare situații. Dă-ne Duhul Tău cel bun și sfânt ca să trecem dincolo de aparență, dincolo de imaginație, de împrejurare, de firescul din noi și să putem privi chipul Domnului nostru Iisus Hristos în care citim dragostea lui Dumnezeu. Și Tu să fii binecuvântat în veci. Amin.